Asta trebuie să facem și noi când suntem ispitiți, că tot s-a vorbit de ispită. Un călător pe drumul lui spre cer porni voios, cuprins de bucurie, dar într-o zi la omul efemer veni o șoaptă cu a ei viclenie. Tu nu vezi că e doar coincidență toată mișcarea pe acest pământ? Ce rău trăiește viața în abundență, iar tu te ostenești, deși e sfânt. La ce rău toate-i vin ca pe o tavă și se desfată în lumea lui de vis, iar tu ești fulberat ca și o pleavă și te trudești urcând spre paradis. Ogorul celui rău aduce roadă, că-și ploaia și la el s-a coborât, și apoi de credincios el dă să râdă de cel sărman, trudit și obosit. Când gata-gata să-l ispitească, șoapta străină pe acela sfânt, se auzi o voce îngerească. Ce-n inimă duios, nu i-a grăit. Dacă cei răi azi înverzesc ca iarba și înfloresc cu umbletele lor, să știi că vor dispare ca zăpada, că va veni Sfântul Judecător. Tu ești doar călător pe acest pământ, iar locul tău nu-l vei găsi aici. De ți-ai predat viața celui Sfânt, odată în ceruri te vei bucura. Mai bine o zi în casa celui Sfânt decât o mie în altă parte, că-și va dispare odată acest pământ și pentru tine nu va mai fi noapte. Mai bine o clipă aici, în suferință, în alergarea ta pe acest pământ, numai să poți rămâne în credință și să trăiești odată cu cel Sfânt. Așa vocea cerească i-a șoptit omului prins de șoapta celui rău și odată în el spre ceruri a privit, se închină apoi lui Dumnezeu. Iubitul meu prieten și spun frate, care a ajuns adesea la răscruce, privește la viața fără moarte, ce Dumnezeu la Sfinții Lui o aduce. Viața noastră e scurtă pe pământ. Dacă azi suferi, mâine vei domni, că și Iisus odată a suferit, să putem fi cu El când va veni. Mai rupt o clipă și se va sfârși, durerea, chinul, cât și suferința, și o veșnicie în cer vei locui cu cel căruia ți-ai predat viața. Amin. Amin. Amin.